putem face nimic. Aduceți-vă aminte, primăvara, iarna către primăvară, când dacă poporul s-a unit, și aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat cu celebra ordonanță 13, atunci ea s-a modificat ceva. Dacă vom continua să fim câteva sute aici, nu se va întâmpla nimic. Dar dacă vom fi câteva mii, vă spun că se va întâmpla. Și vor veni și politicienii cu cuadrante picioare să apere interesul național. Dar dacă nu-i veți obliga voi să o facă, nu o vor face. Nu o vor face pentru că au alte legi mai importante pentru ei, nu pentru voi. Vom veni aici, noi vom organiza proteste. Știți foarte bine, un protest înseamnă angajări financiare. Știți foarte bine că am promis că le vom face și le vom face în continuare.